Alo. Bună ziua, domnul procuror. Andrei Câmpian de la newsbj.ro. Puteți să-mi spuneți și mie ce măsuri au fost luate cu privire la acest băiat? Da, deci față de această persoană care este cercetată pentru distrugere și amenințare, ieri a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, adică până astăzi, iar astăzi s-a dispus măsura controlului judiciar față de el pentru 60 de zile. Se poate extinde? Poate fi prelungit pe parcursul procesului penal dacă se consideră necesar, dar eu bănuiesc că în 60 de zile ar trebui să se gate și cercetările în principiu. Înțelegeți? Deci dacă este necesar, procurorul de caz are posibilitatea să prelungească acest control judiciar, dar numai procurorul de caz decide dacă este necesar sau nu. Vă rog frumos numele și prenumele dumneavoastră și funcția. Procuror Alin Svetkovic, locțiitor al purtătorului de cuvânt la parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani. Vă mulțumesc! Sănătate!